În ultimele 24 de ore au fost declarate două decese de COVID-19. Numărul persoanelor care au decedat de coronavirus de la începutul pandemiei în județul Mehedinți a ajuns la 29. 17 cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus au fost înregistrate în ultimele 24 de ore la nivelul județului Mehedinți. Ieri, alte două persoane au decedat fiind confirmate cu COVID-19. O femeie în vârstă de 79 de ani și un bărbat de 76 de ani. Ambele persoane sufereau de diferite boli cronice. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 610 persoane se află în carantină la domiciliu sau la adresa declarată de acestea. 697 persoane au fost confirmate cu COVID-19 de la începutul epidemiei. În ultimele 24 de ore au fost confirmate 17 persoane. 192 persoane se află izolate la domiciliu asimptomatice. 121 persoane se află internate. 29 persoane sunt decedate. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate două decese la o femeie în vârstă de 79 de ani, internată și confirmată COVID-19 în data de 26 iulie și un bărbat în vârstă de 76 de ani, internat și confirmat COVID-19 în data de 27 iulie. Ambele decese au fost declarate în data de 28 iulie. Ambele persoane sufereau de mai multe afecțiuni cronice. În cazul celor trei focare declarate nu a mai fost confirmat niciun caz. În Strehaia sunt 39 de persoane infectate, în Drobeta Turnu Severin la fabrica de cablaje 29 de persoane au fost confirmate pozitiv, iar la uzina de vagoane 213 persoane cu vârste între 20 și 60 de ani.